Ziua n-a lămurit nimic. Am fi așteptat o rezolvare, o soluție, mai ales că dimineața președintele, atunci când s-a întâlnit cu ambasadorii, a vorbit despre o soluție potrivită pentru actuala criză politică. I-a rugat pe ambasadori să transmită peste tot în lume că România este o țară stabilă și că va fi găsită cea mai potrivită soluție. Toate speranțele s-au îndreptat apoi către întâlnirea pe care președintele a avut-o cu Dan Barna. Deziluzie. Dan Barna a vorbit despre această întâlnire ca fiind una formală. În România se respectă valorile democratice, Constituția țării și chiar dacă avem acum o criză guvernamentală, nu ne abatem de la parcursul nostru european și euroatlantic. Vom găsi o soluție bună și pentru această criză. Vă garantez că vom găsi cele mai potrivite soluții pentru actuala criză politică și guvernarea pentru România și pentru români va continua. A fost o întâlnire de care sunt dezamăgit pentru că a fost o întâlnire mai degrabă formală în care pur și simplu am făcut fotografia prezentului. Nu s-a prezentat vreo soluție, nu s-au analizat scenarii. Care a fost răspunsul președintelui în momentul în care dumneavoastră ați spus că singura variantă este aceea ca premierul Florin Câțu să facă un pas în spate? Răspunsul a fost legat de acest congres al PNL care, din păcate, blochează o țară întreagă. Moțiunea de cenzură trebuie să ajungă la vot. Acolo PSD poate să voteze în favoarea lui Florin Câțu, cum de altfel ne spun că vor face. E foarte firesc lucrul acesta, dar lăsați moțiunea de cenzură să se întâmple. Încetați să transformați România într-un strat bananier. Avem în momentul de față o majoritate Câțu-Ciolacu, o majoritate echipa premierului Florin Câțu cu PSD-ul și Marcel Ciolacu. O majoritate care însă ucide, prin fiecare neprezentare la ședința biroului permanent, ucide statul de drept din România. Nu ne jucăm cu demisiile, nu suntem un partid care face bambilici cu demisii depuse și retrase. Și care poate fi soluția asta? Pentru că ea o exista, dar nu o vedem. Și până una alta criza se prelungește, pentru că nimeni nu face nimic. Deci, care ar putea fi soluția? Despre asta stăm de vorbă cu invitații noștri. Este vorba despre Laurent Antal, este senatorul DMR. Bună seara! Bună seara! Cristian Zeidler este vicepreședinte USR și deputat. Bună seara! Bună seara! Și îl așteptăm pe Florin Roman, vicepreședinte PNL și deputat. Domnule Zeidler, care e soluția? Soluția, chiar mă gândeam la o formulare din asta poetică, era pe când nu o vedem, vedeam, azi o vedem, dar nu e. Știți care ar fi fost soluția? Vă arăt aici așa în direct. Este monitor oficial de astăzi, s-a publicat ordonanța cu Angel Salini, cu PNDL 3. Aici sunt amendamentele noastre care ar fi făcut din această invitație la JAF, din banul public, o chestiune obiectivă, transparentă, pe criterii obiective, cu control. Asta era diferența între a avea sau nu avea o criză politică în România. Ar fi fost atât de simplu, și apropo, declarațiile colegilor de la PNL au spus, da, sigur, putem accepta amendamentele. N-au apărut în monitor oficial, nu le-au acceptat. Au spus, dar n-au făcut-o. Și noi nu putem să stăm... Dar să ne spuneți că dacă ar fi apărut amendamentele acum, altfel ar fi stat lucrurile? Dacă le-ar fi acceptat cei de la... Guvern. Câțu, PNL Câțu, le-ar fi acceptat. Așa cum s-a discutat în ședința coaliției. S-ar fi agreat un text al ordonanței de urgență și astăzi lucrurile ar fi în regulă. Ca astăzi, după ce s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat, chiar să găsiți amendamentele dumneavoastră? Eu de bună credință le-am căutat, măcar. N-am avut nicio așteptare. Nu e niciunul. Nu. Și asta dovedește încă o dată disponibilitatea spre cheltuirea unor bani publici, pentru că asta e în principal problema. De aici am pornit. În mod transparent, pe criterii obiective, banii oamenilor care se uită acum la noi. Banii pe care Dragnea, cu pixul lui, numit PNDL 1 și 2, i-a prăduit. N-a scos România din noroaie, ăsta e adevărul. Și domnul Periceanu, am fost personal și am văzut noroaie peste care s-a asfaltat. Uh-huh. Și la
prima, a doua, a treia ploaie, noroiul și asfaltul a devenit același lucru. De ce nu s-ar întâmpla același lucru acum pe PNDL 3, din moment ce criterii minimale de control nu au fost acceptate? Așa ceva noi nu putem accepta. Ne ține dacă acum se adaugă și Angel Salini pe lista dorințelor dumneavoastră, ca să vă întoarceți în coaliție. Nu se mai pune acum problema așa. Nu se mai pune problema. Nu se mai pune problema așa, pentru că între timp s-au întâmplat mult prea multe lucruri, din păcate. Vă aduc aminte de încălcarea protocolului coaliției, vă aduc aminte de demiterea pe motive mincinoase a ministrului justiției, vă aduc aminte de o mulțime de alte lucruri, tărăgânarea unui drept constituțional. Drept constituțional, dreptul la moțiune de cenzură, este garantat constituțional. Avem aici articole din Constituție și articole din regulamentul activităților comune a Camerei Deputaților și a Senatului, în care se spune foarte clar, moțiunea de cenzură se prezintă în ședința comună a celor două camere în cel mult 5 zile de la data depunerii. Ludovic Orban au trecut 5 zile. A anunțat că mâine trimite veste la guvern că există moțiunea dumneavoastră. E bine așa? În 5 zile trebuia să se prezinte moțiunea și Constituția zice că în 3 zile moțiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată. E bine ce face Ludovic Orban? Ce face Ludovic Orban este o încercare de, cum să spun eu, bandajare a unor răni pe Constituție și pe regulament. Dumneavoastră ați accepta așa ceva? Dacă n-am acceptat jaf și încălcarea regulilor de la Dragnea, de ce să o acceptăm de la altcineva? Dar de ce să o accepte românii? De ce? Acum ne spuneți că e gata. S-a terminat, nu vă mai întoarceți, nu se gata. Mai rezolvă nimic. Câțu e gata. De ce vă întreb? Vă întreb pentru că astăzi Florin Câțu spune că nu s-a uitat pe demisiile celor de la USR Plus, ne lasă să înțelegem că ar exista varianta ca ei să revină asupra demisiilor. Dacă îi întrebăm pe cei de la USR Plus, sub nicio formă. Nu. Se mai poate rezolva ceva, domnule senator? Domnule Prelipceanu, eu aș începe din capul locului să zic că nu există altă alternativă pentru această coaliție. De obicei nici nu-mi place ca să comentez declarațiile colegilor noștri, mai ales din cadrul coaliției, dar mă simt obligat aici, domnule Sandler, să fac o corectare. Nu este corect de a folosi cuvinte atât de expresive și exagerate, cum a spus dânsul, privind acest program JAF, din banul public. Cu siguranță, cum nu există nicio lege perfectă sau nu există nicio inițiativă perfectă, toate lucrurile sunt perfectabile și acest program Angel Salini sau aceste programe de dezvoltare din cadrul Ministerului Dezvoltării nu erau perfecte. Eu reprezint județul Arghita, circumscripția numărul 21. În altă ordine de idei există instituții care trebuie să controleze sau să observe dacă s-au făcut jafuri. În județul Arghita, aceste programe de investiții din cadrul Ministerului Dezvoltării a ajutat ca să se dezvolte comunitățile noastre din acel județ. Și cred că nu este singurul județ din România, județul Arghita, sunt foarte multe alte județe. Deci, ieri a apărut, într-adevăr, un monitor oficial acest program de dezvoltare Angel Salini, care este un program bun și eu totuși aș evidenția o parte extrem de importantă de acest program, care se referă la posibilitatea de finanțare de dezvoltare a rețelelor de gaze naturale, unde România, din păcate, are foarte mari restanțe și eu de obicei spun așa, dacă nu există electricitate, nu există gaze naturale, acolo este utopistic de a vorbi despre dezvoltare economică. Deci, într-adevăr, acest program este unul foarte bun, acest program trebuie să intre cât mai repede în vigoare și noi, ca și politicieni, încă o dată, cu mențiunea că nu există o altă alternativă la această coaliție, să fim mai atenți și mai ponderați, să spun așa, în ceea ce privește declarații de genul jaf, furt din banul public. Pentru că riscăm ca prin enunțuri populiste să facem sau să generalizăm și să ajungem înapoi la acea discuție cum toți politicienii sunt hoți și toți politicienii sunt răi. E prea târziu? Nu. Niciodată nu este prea târziu. Încă o dată, această coaliție de centru-dreapta trebuie să găsească calea de revigorare, să spun așa, și eu cred că
Și eu sper în înțelepciunea și coerența, până la urmă, liderilor din cele două partide și, într-adevăr, putem să găsim acea soluție despre care a vorbit și președintele țării, Klaus Iohannis. Ni s-a alăturat Florin Roman, este vicepreședinte PNL, deputat. Bună seara! Bună seara! Președintele spune astăzi, le spune ambasadorilor, că vă garantez că vom găsi cele mai potrivite soluții pentru actuala criză politică. Știți la ce se referă? Nu știu, pentru că nu am participat la această întâlnire, însă îl știu pe președinte și știu că atunci când spune un lucru are în spate o argumentație extrem de solidă. În primul rând, l-am ascultat pe mai tânărul coleg de la USR folosind așa o agresivitate oarecum verbală și amestecând tot felul de termeni. Eu sunt încă în continuare surprins și nu mă mir, de exemplu, de domnul Seidler. Dar să-l aud pe domnul Cioloș, un om cu experiență politică, spunând, și îi rog pe domnii primari să nu uite asta niciodată, că toți sunt hoți. Adică să spui că 3300 de primari din România sunt hoți pentru că accesează un program de dezvoltare locală prin care vor să transforme satul românesc în satul european, mi se pare o totală lipsă de respect față de niște oameni legitimați prin vot. Văd că și tinerii colegi fac aceeași greșeală. Și eu îi rog pe domnii primari, atunci când vor mai fi evenimente electorale și văd pe colegii de la USR pe acolo, să invite să vadă unde s-au dus acei bani. Pentru că eu cred că oamenii ăștia sunt pur și simplu rupți de realitate. România înseamnă și mediul rural, unde trăiesc 54% dintre români. Și din păcate, la ora actuală avem încă doar 32% din gospodăriile românești racordate la rețeaua de gaz metan. Mai avem nevoie de 30% pentru a rezolva problema alimentărilor cu apă și cam de 40% pentru a avea canalizare. Pentru că avem încă peste 2200 de școli fără toaletă în curte și se pare, nu știu, eu am impresia, și nu o spun cu răutate, că acești colegi trăiesc doar în București. Nu știu, cum spunea și colegul de la ODMR, mergem prin județe, vedem ceea ce înseamnă România, România reală. Domnul Saidă, eu nu v-am întrerupt. Care se uită la scandalul ăsta vor să aibă răspunsul la următoarea întrebare. Vă rog. De ce abia acum constatați că satul nu este dezvoltat? Noi nu constatăm. Deci, dacă vă amintiți, domnul Prelipceanu, noi am mers pe acest slogan de dezvoltăm România și primarii Partidului Național Liberal au fost folosiți în campania electorală a Partidului Național Liberal ca exemple de bună practică. Amintiți-vă că vorbeam de Oradea lui Ilie Bolojan, amintiți-vă că vorbeam de Alba Iulia, amintiți-vă că vorbeam de Sibiu, amintiți-vă că vorbeam de Brașov, amintiți-vă că dădeam și exemplu... de ce acum? Poftiți? Proiectul de ce acum? Nu putea fi proiectul ăsta atunci când ați intrat la guvernare? Vă răspund foarte deschis la această întrebare, pentru că este cea mai mare oportunitate ca banii noi care vin în piață prin PNRR să-i folosim pentru dezvoltarea comunităților locale. Dacă acum, când ai această infuzie de capital, pentru că Angel Salini este finanțat prin PNRR? Nu, sunt trei tipuri de finanțare, dacă vă uitați. Deci avem odată componenta comunități locale prin PNRR, care înseamnă orice proiect de dezvoltare locală cu parte verde sau parte digitală. Adică faci o stradă, dar va trebui să ai și o perdea forestieră. Faci o alimentare cu apă, dar va trebui să ai și partea de panouri solare. Sunt fonduri și prin POIM, de exemplu, POIM înseamnă fonduri europene. De aici se finanțează distribuțiile de gaze naturale. Deci sunt mai multe surse de finanțare. Și partea cea mai importantă este de fonduri europene. Pentru că dacă acum când beneficiezi de acești bani, tu nu-i folosești pentru că niște oameni care în viața vieții lor n-au făcut o stradă, n-au făcut o alimentare cu apă, n-au făcut o canalizare, dar le-a plăcut că s-au plimbat prin București și nu și-au pus praf pe pantofi. Cred că toți în țara asta sunt niște hoți, așa cum îi cataloghează cei de la USR. Eu le spun că greșesc. România reală înseamnă cu totul și cu totul reacție altceva. Reacție rapid și ne întoarcem la soluție. Vă rog. N-am spus că toți sunt hoți. Am spus că acest program, și o spune și Curtea de Conturi, apropo, într-un audit pe care îl face pe PNDL-urile anterioare, este conceput ca un șvaițer. Are mai multe găuri decât cașcaval. Dar, în plus față de asta, citesc
textul, articolul 5. Aruncați din nou vorbe grele. Vă rog să citiți, vă transmit raportul Curții de Conturi, nu e nostru. Domnul Saidal, articolul 5 din această ordonanță. Imediat, să nu vă întrerup. Articolul 5. Să nu aruncați vorbe grele. Imediat. Articolul 5 din Angel Salin, publicat în Monitor Oficial. Finanțarea programului se asigură din A. Sume prin transferuri alocate bugetelor locale. B. Sume din bugetele locale. C. Alte surse legal constituite. Nici vorbă de fonduri europene. Ce înseamnă alte surse legal constituite, domnul Saidal? Pe de altă parte, diferența dintre cele două documente, ce am propus noi amendamente și ceea ce s-a publicat în Monitor Oficial, nu este investiție sau non-investiție, ci investiție cu clauze de siguranță că nu se poate fura de acolo sau șanse minime să se fure, versus om trăi și om vedea. Nici vorbă. Încă o dată. Soluție. Deci, din punctul meu de vedere, vă repet, atunci când ai șansa, cea mai mare, n-am avut-o niciodată, de a avea acești bani pe partea de investiții, domnul Seidler probabil știe măcar din vorbe de la domnul Ghinea. Cel mai greu a fost să-i convingem pe cei de la Comisia Europeană, când ei cereau totul pe Green Deal, ca totul să fie pe investiții verzi, să financeze lucrări de distribuție de gaze naturale. Și dacă nu știți, vă informez eu că pe POIM se finanțează domnul Seidler. Care doar înseamnă că alte surse. Domne, care nu, n-ați citit foarte atent. Uitați-vă că acolo aveți alimentări cu apă, aveți canalizări, aveți drumuri, acolo unde este apă și canal, și mai uitați-vă că aveți și partea de distribuție de gaze naturale. Deci, e șansa imensă pe care o avem. Banii ăștia se duc în investiții. Să spuneți că alte surse, acolo e vorba despre PNRR? Da, și sunt mai multe programe de investiții, pentru că toată lumea se concentrează, de exemplu, doar pe PNRR. POIM-ul, de exemplu, înseamnă ca bani, o sumă apropiată de ceea ce primim. Într-o parte vorbim de 80 de miliarde, pe POIM vorbim de 50 de miliarde. Sunt 135 de miliarde care vor fi până în 2027 pentru investiții. Da. Despre Angel Salini, voia să spuneți ceva. Da, deci este un program guvernamental. Aici vreau să fac o completare la ceea ce a spus domnul lider, domnul deputat. Ceea ce nu trebuie să uităm. PNRR-ul și, practic, noua viziune din Uniunea Europeană înseamnă, a făcut referire și dânsul la Pactul Verde, la așa zisul Green Deal. Green Deal-ul și Comisia Europeană a spus următoarea chestiune. Din 2007 ați avut la dispoziție 23 de ani ca să faceți tot felul de dezvoltări. Drumuri, canal, apă potabilă și așa mai departe. România, din păcate, și trebuie să vorbim foarte frankly, ca să folosesc o expresie mai internațională, România are la aceste capitole probleme. Și la drumuri neterminate, și la apă, canal, rețele de apă, canal neterminate, aproape infringement la apă potabilă și infringement la câteva chestiuni privind protecția mediului sau la capitolul de mediu. Cum este și gazele naturale. Într-adevăr, cum a spus domnul deputat, s-a finanțat din POIM, dar tot Comisia Europeană a spus că, da, fiind faptul conform Green Deal-ului, gazul se consideră până în 30 ca și sursă de tranziție. Adică și în Comisia Europeană părerile deja se împart. Ideea e în felul următor. Este nevoie de program guvernamental ca să poți finanța lucrări, ca să poți să finanțezi investiții și deja șantiere începute. Și încă o dată trebuie să subliniez foarte important rețele de gaze naturale, pentru că România, peste 50% din păcate a populației nu este acordată la gaze naturale. Și o ultimă idee, dezvoltare economică nu există nicăieri unde nu avem rețele de energie electrică și gaze naturale. Restul sunt povești utopistice. A venit acum acest program Angel Salini, a apărut în Monitorul Oficial și încă o dată vă rog eu mult, stimați colegi, noi suntem o coaliție și o să trebuiască să mergem împreună ca și o coaliție. Grijă foarte mare la astfel de expresii. Hot, hoție, furt, jar și așa mai departe. Încă o dată, nici în America, nici în Anglia, nici în Germania, nici în Elveția, nu este totul, nu funcționează 100%. Și în Germania există parchete generale, și în Elveția există parchete generale, peste tot există cei care fac evaziuni fiscale, peste tot există oameni care fură. De aceasta sunt aceste instituții care să-și facă treaba. Dar a spune că pur și simplu un program guvernamental este un program pur politic de a da primarilor, în momentul în care o primărie scoate la licitație o lucrare publică, face pentru acea comunitate. Automat devine o chestie, să spun așa, nesemnificativă ce partid politic sau, dacă reprezintă un partid politic, acel lider de comunitate. Domnule deputat Seidler, s-au amestecat argumentele rău de tot și avem nevoie de o lămurire. Am înțeles că sunteți supărați, dumneavoastră USR Plus, pe premierul Florin Câțu, că l-a dat afară pe Stelian Ion. Și?
Acum sunteți supărați? Și... Ați rămas, de fapt, la prima supărare. Foarte pe scurt. Supărarea a pornit de la faptul că la ședința coaliției se discută că nu se vine, literalmente, că nu se vine în proxima ședință de guvern cu acest Angel Salini până nu se încorporează și amendamentele noastre. Iată, deci, demontăm ideea că ne-am opune dezvoltării satului românesc. Deloc. Deloc nu ne opunem. Ne opunem așa, sub forma în care a fost publicată. Domnul Câțu spune da, vine la ședința de guvern, bagă pe ordinea de zi, în ciuda protocolului coaliției, un subiect pe care, citez, și la sumă dânsul, fără acordul nostru al celor din USR+, fără amendamentele noastre, da? Mai apoi îl șantajează pe Stelian Ion că dacă nu-i dă avizul până la miezul nopții, îl remaniază. S-a dovedit ulterior că nu putea da avizul respectiv, pentru că documentul, cum s-a văzut în presă, a venit ulterior demiterii lui Stelian. Nici nu mai așteaptă miezul nopții, îl demite pe Stelian Ion, cu motiv mincinos. Mai apoi, ce să mai tot înțelegem de la un premier care își încalcă propriul cuvânt, șantajează, minte și promovează un program din care uită, între ghilimele, pentru că vreau să fiu diplomat în această seară, să pună măsurile de prevedere, nu împotriva dezvoltării, ci tocmai ca dezvoltarea să se facă cu criterii obiective și transparente. Dacă documentul ăsta nu trebuia să fie pe ordinea de zi, de ce dumneavoastră ați militat pentru niște amendamente? Ați fi vrut neapărat ca amendamentele alea să fie într-un document pe care premierul și-l asuma oricum el de capul lui? Pentru că înțelegerea din coaliție era că la următoarea ședință de guvern, după includerea acestor amendamente, da? Și greșeala peste care dumneavoastră n-ați putut trece a fost că premierul a adus mai repede documentul în discuție. Și mai repede, dar și fără acordul celorlaltora, în condițiile și încărcând în care acordul din coaliție, ce nu vă place, și ați venit cu amendamente. Voi ați neapărat niște amendamente. Încă o dată. Nu se leagă. Cum să nu se lege? Deloc. Nu se leagă. Nu. Deci, noi agreăm un program, dar cu niște amendamente, pe data viitoare. Premierul zice, acum și fără amendamente și fără acordul vostru, și dacă și cu șantaj și cu minciuni, acum. Într-adevăr nu se leagă. Nu, așa nu guvernezi România, de ce acum, așa nu conduce o echipă guvernamentală. Nu se leagă de ce acum și acum dumneavoastră vezi niște amendamente pe care nu le-ați găsit nici atunci, pe care le-ați cerut și atunci. Ba, pardon, noi le-am trimis premierului. Le avea înainte să publice chestiunea asta și să adopte. Dar nu erau. Premierul v-a spus cum că vrea să facă asta el de capul lui. Asta... Aha. Păi asta este o încălcare a protocolului coaliției. Asta este o încălcare a ideii de transparență, da, și criterii obiective la distribuirea fondurilor publice. Asta este dorința, apropo, dumneavoastră de a avea aceste amendamente. Vorbă, cum nu se leagă? Nu se regăsește. Din, încă o dată, a fost dispus acest lucru la ședința coaliției, au fost predate premierului aceste amendamente, dânsul chiar a recunoscut public că le-a primit și mai apoi le-a ignorat complet. Ca argument suplimentar, chiar Ludovic Orban, din același partid cu domnul ministru al finanțelor la vremea aceea, Câțu, a spus că programul acesta a fost un instrument, PNDL 1 și 2, 3-ul e echivalentul lui. Asta e politică, retorică. A fost politică. Folosit, păi nu, pentru că sunt actori independenți care au spus PNDL 1 și 2 egal PNDL 3. Și a fost folosit de PSD pentru a distribui discreționar fonduri. Misiunea, de data asta, schimbăm... lui Stelian Ion aici era totul cumva. Misiunea lui Stelian Ion, ministru al justiției aici, era să cenzureze un document pe care voia să-l adopte premierul? Nu. Stelian Ion trebuia să dea un aviz pozitiv, negativ, de orice fel. Care este un aviz de legalitate. Corect. Doar că nu-l putea da la data la care a cerut-o premierul. Asta e altă discuție. Păi nu, deja, dar asta e motivul pentru care asta a fost... este un alt apendice al discuției. Sigur, este... doar că asta e motivul pentru mincinos pentru care Stelian Ion a fost remaniat. Uh-huh. Dovedit ulterior cu documente publice că a fost un argument mincinos. Vi se pare că o asemenea persoană poate să conducă o echipă? Și când dumneavoastră faceți o listă, când listați motivele de nemulțumire, sunt foarte multe, de fapt. Din păcate, da. Este o întreagă însăilare de asta în care apare întotdeauna câte ceva care decurge din altceva, care practic a pornit de la dorința prim-ministrului să fie prim-ministru. Nu. Dorința premierului de a avea cât mai repede pentru Congresul PNL un program care să nu cuprindă criterii, deci, de transparență și criterii obiective, deci, de eligibilitate. Am lămurit-o și pe asta. Haideți să revenim astăzi. M-aș bucura că văd colegul a intrat într-un monolog. Dați-mi doar un minut să vă explic cum au stat de fapt știți lucrurile în realitate. A trecut aproape o săptămână. Am înțeles. Nu mă interesează pe nimeni ce s-a întâmplat ceea atunci. Ce ați spus dumneavoastră, cum ați argumentat dumneavoastră, de ce ai amendat un document care spui că e rău, n-are nicio logică. De fapt, lucrurile au stat cu totul altfel, în logica constituțională. Acel document a ajuns la avizare în Ministerul Justiției în data de 25, nu. Iar domnul Stelian,
Stadler, iertați-mă, nu v-am întrerupt. Vă spun foarte clar, lucrul ăsta s-a confirmat și de către miniștrii dumneavoastră. Și a existat o întârziere de 4 zile. Mai de contează? Ce? Păi nu, da. Vă spun de ce contează. Știți de ce contează? De ce? Pentru că dacă acest program nu era adoptat, el întârzia rectificarea. Ca să finanțezi un program, trebuie să-l aprobi, ca apoi să-l treci la finanțare. Ce au făcut colegii de la USR? N-au blocat doar Angel Salini, au blocat întreaga rectificare. Domnule, iar premierul a venit și le-a spus: măi, colegi, nu vă jucați de blocarea României ori de câte ori vreți voi. Și premierul a făcut ceea ce trebuie, domnul Crălician. Telespectatorii noștri vor să înțeleagă oameni așa. De genul ăsta. Da. Nu poți lucra, domne, când îi pun ura față de bun. O persoană mai presus de interesele românilor. Numai în seara asta. Dacă cineva ar fi aterizat în România acum o oră, da? Și ar fi deschis televizorul, habar n-avea de ce s-a întâmplat, s-a uitat la dumneavoastră. Concluzia pe care o trage persoana respectivă este că nu veți mai fi împreună niciodată. N-aveți cum. Domnul, să mai faceți ceva împreună. Domnul Crălicianu, pe mine știți ce m-a deranjat? Vă gândiți la asta? De la începutul acestei guvernări, colegii ne-au tratat... Deci eu mă uitam la televizor și nu știam dacă sunt coleg de putere sau de opoziție cu domnul Seidler. Pentru că din hoți, din nenorociți, din liberali vânduți, nu ne scoteau, domnule, cu oameni de genul ăsta, care fac politică guvernamentală dimineața și opoziție la televizor, e foarte asta greu. În USR sunt oameni de valoare și vă spun, chiar regret, pentru că acei oameni de valoare, din păcate, nu se văd din cauza unor oameni care cred că încă sunt în opoziție. Ei nu pot să înțeleagă că guvernarea înseamnă despre a construi, nu despre a distruge. Asta este ceea ce dânsii nu pricep. În privința a ceea ce s-a întâmplat, eu nu cred că vreun votant USR a votat USR-ul să stea alături de AUR și de PSD. Eu cred că i-au votat să stea lângă noi. Faptul că dânsii, care au obținut un rezultat de 15% în alegeri, consideră că ei trebuie să conducă guvernul după o negociere mai mult decât generoasă cu Ludovic Orban. Ludovic Orban le-a dat tot ce a vrut la acele negocieri. Dom'le, în condițiile astea în care s-au deschis oamenii, noi am fost supărați, dar am zis ok, așa intră coaliție, trebuie să cedezi. Dar în condițiile în care în fiecare săptămână un ministru îți vine cu agendă personală și el se comportă un ministru, ca și... adică cine? Stelian? Păi, de exemplu, în cazul domnului Stelian Ion, eu țin foarte mult la omul ăsta, pentru că împreună am luptat în Parlament în 2016-2017 împotriva PSD-ului. Însă, într-un guvern, într-o echipă guvernamentală, poți să nu fii de acord cu primul ministru, dar atunci ai două soluții. Fie pleci, fie ești revocat. Pentru că acolo, în cele din urmă, contează și răspunde primul ministru. Asta n-am înțeles. Vă întreb altfel pe toți. E important pentru cineva? E important pentru mai multă lume ca dumneavoastră să continuați să vă trântiți reproșuri în față? Nu, eu mi-aș dori, dar vă repet, nu pot să vii la televizor să continui aceeași retorică. Deci dânsii nu înțeleg că guvernarea înseamnă construcție. Deci sunteți certați pe viață? Nu, din punctul meu de vedere nu. Dacă dânsii vor înțelege... Deci care e soluția? Dom'le, soluția este cea care a fost până acum. Dar, repet, așa cum eu nu am condiționat USR-ul să nu-l pună pe domnul Drulă, de exemplu, la transporturi, sau pe domnul Ghinea, nu pot să fac treaba asta, pentru că sunt locuri obținute de colegii mei. Păi nici dânsii nu pot să vină să ne spună nouă, domne, nu-l puneți pe Câțu sau UDMR-ului, nu-l puneți pe Hunor. Domnul asta deputat nu pricep Roman dânsii. Ne-a spus că soluția este să fie ca înainte. Domnule senator, care e soluția? Să fie ca înainte. Dar nu se poate, că deja au plecat. S-a mai uitat a spune încă o posibilitate dacă nu te înțelegi cu premierul sau ai divergențe cu colegi din guvern, ca să nu ieși automat în fața presei. Adică îți închizi frumos ușile birourilor și discuți acolo ce ai de discutat. Pentru că în nicio căsnicie nu este 100% perfectă, cum am început, de exemplu, introducerea. Dar este clar și vreau să reiterez ceea ce am spus. Altă variantă pentru această coaliție nu există, dar ceea ce vreau să evidențiez este clar, cert, că cetățeanul care se uită la noi nu este deloc curios și începe să devină din ce în ce mai necurios, să spun așa, de ceea ce se întâmplă pe plan politic și de luptele între anumite partide, pentru că vede o chestiune, facturile la energie cresc, că vede că euro atinge niște cote fabuloase și așa mai departe. De asta este foarte important ca să găsim calea cât mai rapidă. Și premierul Florin Câțu, acum câteva
câteva zile a avut o declarație foarte clară în care a spus simplist, dar pe înțelesul tuturor. Nu avem timp de jocuri politice, nu avem timp ca să ajungem într-un loc de joacă unde să facem anumite jocuri care nu și-au momentul, pentru că, încă o dată, e nevoie de predictibilitate, un cuvânt extrem de mult folosit, dar avem nevoie și de coerență și, încă o dată, să învățăm un lucru în politică. Never say never. Niciodată să nu spui niciodată unu, iar doi, dacă faci anumite declarații pentru dragul momentului, atunci să te gândești că la un moment dat, poate peste un an, o lună, 5 ani, 10 ani, 15 ani, acea declarație poate să te pună într-o situație destul de delicată. Deocamdată, noi suntem coaliția care trebuie să guverneze, care trebuie și are obligația în fața cetățeanului ca să guverneze țara. Și vă dau o veste extrem de importantă. UDMR-ul a decis și a spus foarte clar ceea ce privește problema cetățeanului. Noi suntem perfect de acord cu plafonarea prețului la energie ca și o soluție în momentul de față pentru cetățenii României. Domnule deputat Zeidler, repede, care e soluția? Soluția este Există o soluție rapidă? Da, există. Se rezolvă în câte zile? În 5 minute. Care e soluția? Câțu, afară. Cum? Demisie, moțiune de cenzură, există două căi pentru acest lucru. Puteți dumneavoastră să-l convingeți pe Florin Câțu să-și dea demisia? În orice țară democratică, civilizată, când puterea ta se bazează pe 3 piloni și unul dintre piloni își retrage sprijinul politic, nu mai aștepți o moțiune de cenzură, mulțumești și pleci acasă singur. Demisia de onoare se numește, aici lipsește și demisia, din păcate și onoarea. Da, e absolut clar, Florin Câțu nu pleacă de capul lui, iar PNL îl susține în continuare. Perfect, există o moțiune de cenzură în acest caz. Am putea spune chiar că îl susține și președintele. Interesant ce ne spuneți. Nu? Vedeți? Nu? Dar Constituția, mai contează ce spune? Ce spune Constituția? Și regulamentul ședințelor comune? O moțiune de cenzură în 5 zile de la depunere trebuie prezentată, mai apoi în 3 zile trebuie dezbătută și votată. Asta nu mai contează, nu-i așa? Ați negociat ca să aveți susținere pentru moțiunea asta? Să negociem regulamentul și Constituția? Ați negociat să aveți susținere pentru moțiunea asta? Da, sigur că nu există. Nu asta declarație... fac politicienii, nu negociază. Și dumneavoastră spuneți că e negociabil textul Constituției? Ați negociat pentru moțiunea asta? Nu, textul Constituției nu se negociază, susținerea politică este acordată. Știți de când am contestat colegii de la USR moțiunile? Că această noțiune de a contesta semnăturile pe o moțiune au făcut-o colegii de la USR. Probabil că domnul Seidler are din nou în memoria selectivă. Am înțeles că vă urâți. Da, chiar vă rog. Deși sunteți parteneri. Am înțeles, e foarte clar. Nu mai avem timp, domnilor. Dacă vreți, facem un sequel. Facem episodul 2. Guvernul nu o să pice și dacă colegilor de la USR nu le vine minte la cap, o să dea socoteală nu în fața mea sau dumneavoastră, ci în fața electoratului care a votat să nu stea lângă. S-ar putea ca domnii de la USR să negocieze și să obțină susținere pentru moțiunea lor și s-ar putea să aveți probleme. Eu zic că atitudinea... Dumneavoastră, sunteți siguri? Eu sunt sigur că nu se obțină. Bun, domnilor, atitudinea creează viitorul și în administrarea banilor publici și în lucru în echipă. Eduard Novac, ministrul sportului, imediat rămâneți cu noi.